Primul ministru maghiar Viktor Orbán, care a vizitat Austria și a apărat discursul virulent joi din weekendul din România împotriva amestecului de curse, motivând că a vorbit din punct de vedere cultural și că a fost înțeles greșit, relatează AFP, luat de Agerpres. Cancelarul austriac Karl Nehammer a menționat această nouă controversă la începutul unei conferințe de presă comune, condamnând ferm orice formă de rasism și antisemitism, și pentru a se asigura că el și omologul său maghiar au fost adresați, cu toată sinceritatea. Suntem de acord perfect, a reacționat Viktor Orbán, deși, potrivit AFP, el a spus mândru de politica toleranță zero a Ungariei în raport cu imigrația ilegală. Uneori vorbește într-un mod care poate fi înțeles serios, dar am rugat cancelarul să placeze informațiile într-un context cultural, a spus Viktor Orbán la o conferință de presă de la Viena. În Ungaria, aceste expresii și expresii reprezintă un punct de vedere cultural și civilizator, a adăugat el comentariile recente ale premierului maghiar Viktor Orbán, care a denunțat o lume cu o rasă mixtă în urma migrației, au atras și critici din partea unui vicepreședinte al Comisiei Europene. Nu trebuie să permitem niciodată formulărilor noastre să trădeze principiul fundamental al existenței noastre. Suntem cu toții și oameni, a scris vicepreședintele Margaritic Schinas pe Twitter. Ura nu are loc pe buzele sau societățile noastre, a adăugat el liderul naționalist maghiar 59 de ani, o declarație controversată obișnuită împotriva imigranților, respinsă sâmbătă, într-un discurs organizat la Băile Tușnad, în România, viziunea unei societăți multietnice, își amintește AFP. Nu vrem să fim o rasă mixtă, pentru a se amesteca cu un non-european, a spus el, înainte de a face o aparentă aluzie la camerele de gaz ale regimului nazist, care a atras critici severe asupra comunității evreiești. Și așa celor de misia unui consiliu. De la întoarcerea la putere în 2010, Viktor Orbán și a transformat țara prin aplicarea reformelor iliberale, bazate pe apărarea unei Europe creștine. El a atacat în special migranții din Africa și Orientul Mijlociu și ONG-urile care vin în ajutorul lor, au strâns accesul la azil și au ridicat garduri la granițe, spune France Press. Editor, Luana Pavaluca.